există această obiecție adusă autorității Noului Testament datorită faptului că Noul Testament nu este un cuvânt foarte greu spus împotriva sclaviei, da? Sau apostolii n-au vorbit foarte clar pentru abolirea sclaviei. Și unii spun, în asta se dovedește că și Dumnezeu apostolului Pavel era un Dumnezeu cu probleme. Și unii spun lucrurile acestea deschise. Unii oameni care spun că ei erau pe Hristosul Evanghelilor, nu pe Hristosul apostolului Pavel, da? Pentru că apostolul Pavel, unul din motive este că apostolul Pavel nu a luptat, nu a militat împotriva sclaviei sau nu a militat pro-abolirea sclaviei. Însă vedeți în Sfânta Scriptură, la un moment dat, Pavel spune, dacă te poți folosi de o situație în care să devii liber, fă lucrul acesta. Și trebuie să înțelegem, scopul Evangheliei sau scopul epistolelor apostolului Pavel nu a fost să, cum se folosește iarăși expresia asta, să răscumpere cultura, să transforme planeta, să aducă un fel de teocrație pe pământ. A fost și în Biblie există o separare foarte clară între structurile sociale care decurg din stat și biserică. Două lucrări diferite. Dumnezeu lucrează și prin autoritățile statului, lucrează și prin biserică, dar lucrează diferit. Lucrul acesta a mai fost amintit în biserică, în locul acesta. Însă este important de înțeles lucrul acesta. Motivul pentru care Pavel, motivul pentru care Petru în locul acesta nu vorbesc clar împotriva sclaviei este că nu pentru asta au fost trimiși ei. În anumite locuri vedem că voia lui Dumnezeu nu era, da? Dumnezeu nu dorea ca să existe structura aceasta, da? Deși Dumnezeu a permis-o în planul lui. Înțelegem un lucru foarte clar. Nu asta a fost scopul lor, să rescumpere, să transforme cultura. Scopul lor nu a fost o implicare în asta obsesivă în societate, deși noi ca cetățeni individual trebuie să ne implicăm în societate. Scopul lui a fost să predice Evanghelia, să aducă oamenii la mântuire, oamenii să beneficieze de viața veșnică prin credință.